Bună ziua, domnul Negoiță! Cum este ca să plătiți așa unui azil a lui Godeie 30.000 de euro pe lună? Domnul Negoiță, cum e ca să dați bani din bugetul sectorului 311, așa, unui azil din Ilfov, domnul Negoiță? Cum este, a? Ia spuneți-mi și mie, a? Cum este cu aceste pavaje pe care le puneți în tot sectorul 3? Acu este firma, nu este cumva al dumneavoastră? A? Nu este firma a unui, așa, unei rude? A? Bă, dar mai opriți-vă, bă, din a fura, bă, excrocilor, bă! Nu mai furați, bă, atâta, bă, Negoiță, bă, excrocule, bă, hoților, bă! Cum e, mă, cu ăia doi cetățeni morți pe un șantier ilegal la tine, mă, sectorul 3, mă? Râzi, mă, râzi, mă, un nepot de un criminal, mă, din 89, mă. Ești nepotul unui criminal, mă, din 89, mă. Știi foarte bine, măi, criminal nepot, bă. Nu, nu mai fura, Negoiță. Nu mai pava, bă. Fă, mă, un spital, fă-mă o policlinică, bă, nu asfalta trotoare, bă, ca să-ți intre banii tot în buzunarul tău, bă. Nu vă mai opriți, mă, din a fura, mă, excrocilor, mă, primar excroci, mă, hoților, mă, hoțule, nu mai fura, bă, oprește-te, bă, bă, inculpat în dosar penal, bă, excrocule, bă, nu mai fura, bă. Cum e să-i dai bani lui Godei, bă, excrocule, bă, borfașule, hoțule, primar de rahat, ce ești, bă, un hoț, bă. Haideți să, ia uitați-l, Negoiță, un hoț, primar hoț, excroc, nepotul unui criminal din 89, Constantin Anghelache, general în rezervă.